Salut! Am stat de vorbă cu Raluca și am hotărât să vă împărtășesc și eu experiența mea care am avut-o de când am fost mic până acum recent cu Dumnezeu. M-am născut într-o familie de ortodoxi, am crescut, părinții mei m-au dus la biserică de câte ori au avut și ei ocazia și cât au știut și ei. Am mers acolo, la început mi-a plăcut atmosfera și a fost totul ok. Dar pe cât am crescut, am început să am întrebări și întrebări la care răspunsurile nu veneau. De exemplu, toată lumea mergea la biserică duminica, dar în rest se purtau la fel ca unul care probabil se numește ateu sau se numește altceva și nu era nicio schimbare, nu se vedea nicio lumină în viața lor. Mai târziu am văzut și alte schimbări, de exemplu cu bani, că erau oameni, adică nu mi se pare normal ca de la un om sărac să se ia bani ca preotul să meargă cu Mercedes sau să aibă lucrurile. Mulți din voi sau câțiva din voi au spus la comentarii la Raluca că o fac pentru slava Domnului, dar asta este greșit, pentru că Dumnezeu, dacă ne uităm la viața Domnului Iisus, El n-a umblat cu lucruri scumpe. Adică tocmai invers la ceea ce a arătat el. El zice că a venit să slujească, nu să fie slujit. Și uitându-ne la lucrurile astea, tot îmi puneam întrebări și mergeam mai înainte și aveam alte întrebări. De exemplu, cum a fost, cine este Dumnezeu? De ce este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh? Cum care și ce înseamnă Dumnezeu Tatăl, ce înseamnă Dumnezeu Fiul? De ce a trebuit Iisus să moară pentru păcatele noastre? Cine e Duhul Sfânt? Deci n-aveam niciun habar de lucrurile astea. Și am observat că sunt să cânta la de Paște, mai ales, să cânta că El a venit, ne-a luat păcatele pe moarte, prin moarte călcând și ne-a luat păcatele și nu mai știu exact, eram destul de mic, nu mai știu cântările, dar nu înțelegeam de ce a trebuit El să moară, pentru ce? El a murit atunci, noi suntem acum vii și ce sens are, ce rost are? Și dacă El a murit, pentru ce trebuie să mai facem noi dacă suntem iertați? N-avea niciun sens, deci nu făcea nimic sens. Și apoi am întâlnit-o pe Raluca. Între timp eu nu mai am avut așa contact cu biserica. V-am spus, m-a întristat foarte tare chestia aceea care o vedeam cu bani, cu mașini de lux, cu acoperișuri poliate, cu aur. Deci lucrul ăsta eu nu l-am înțeles. Care a fost foarte așa, adică într-o țară care este foarte săracă, să faci așa ceva și zici că faci pentru slava lui Dumnezeu. Dar, în fine, astea sunt detalii. Asta, eu vă spun experiența mea, nu trebuie să o luați ca atare, fiecare crede ce vrea. Eu doar vă relatez ceea ce am simțit eu și dacă cineva are ceva împotrivă sau dacă cineva crede că îl deranjez, probabil filmulețul acesta nu este pentru el. Vreau să vă mai spun că după aia am întâlnit-o pe Raluca. După ce am întâlnit-o pe Raluca, am vrut să facem și noi nunta. Am mers la biserică, la ortodox. Ea mai ales că avea și certificatul de ortodox. Eu țineam, mai ales din familie, bunica ortodoxă, mama ortodoxă, tata ortodox, toți ortodoxi. Și vreau neapărat să fie și familia mea ortodoxă. Dar de ce? Nu știu, era pur și simplu omul negru. Cum mai mergeam la biserică, adică nu prea mai fusesem decât poate la nunț sau eu știu așa când era o ocazie specială, dar în rest nu am mai mers. Și atunci la nunț evitam, mergeam mai bine la restaurant. Dar atâta știam. Și apoi când cu Raluca a mai fost iarăși o piedică, iarăși o întrebare care mi-am pus-o. Mulți bani care ne-a cerut pentru nuntă. Nu mai știu să vă spun suma exactă și nu vreau să vă spun așa din ceva. Oricum a fost o sumă consistentă de m-a convins pe mine să nu mai facem nunta la ortodox pentru că eram destul de chipzuit cu banii și acum sunt, dar mai puțin. Și
Am ales după aia să mergem la catolic, să vedem care este, plus că mai erau și alte condiții la ortodox. Și apoi am mers la catolici. Și a zis că la catolici se poate, dar să facem un tămic, să iasă rămână catolic, e ortodox, dar copiii să fie botezați la catolici. Și stăteam și mă gândeam așa și cu Raluca și vorbeam, facem, zici că este un management, un business, cum să atragă clienți, cum să contribuabili, cum să fie, care are numărul mai mare, care... Și ne-am dat seama că ceva e în neregulă aici, dar în lipsa noastră de cunoaștere și în confortul nostru și asta, n-am căutat, nu ne-a interesat așa tare să vedem de ce este așa sau răspunsuri sau astea. Eu aveam cu vremea probleme cu jocuri toată ziua la calculator, aveam alte lucruri care îmi răpeau tot timpul și nu eram dispus să renunț la ele. Plus de asta ce mi-a plăcut, un lucru care l-am primit de la tatăl meu, el fiind tot șofer pătir, când am fost, cu toate că eu mi-am dorit meseria asta, dar așa a îngăduit Dumnezeu să fac tot aceeași meserie și mulțumesc că am înțeles și de ce, să ruga seara, să ruga când pleca în cursă. Și lucrul ăsta mie mi-a plăcut foarte mult. Și uitându-mă înapoi când el se ruga și așa, am prins și eu lucrul ăsta de a mă ruga. Și mă rugam când plecam de acasă, mă rugam când la sfârșit de săptămână îi mulțumeam Dumnezeu pentru ceea ce am primit și aveam situația aceea, cum să vă spun, totul ne mergea bine, totul era perfect la noi în viață, așa. Și simțeam că primesc totul de la Dumnezeu, dar nu ofer nimic înapoi. Îi mulțumeam, dar vreau să fac și eu ceva, să cunosc mai mult. Dar fiind prins în lucrurile acelea, în calculator, în toate alea, așa, n-aș fi vrut să renunț la lucrul ăla. Și n-aș fi putut să o fac dacă nu Dumnezeu nu intervenea și nu ne dădea pe Claudia. Și mai ales când am văzut că Claudia este bolnavă, avea probleme la căpușor, la creier, care nu se poate vindeca, nu se poate face ceva de la om, am hotărât ca să-l caut. Atunci am început să caut, am început să mergem în alte direcții și mulțumesc Dumnezeu că prin vărul meu care el se pocăise înainte, am avut lumină, am prins niște răspunsuri care în partea asta altă nu le auzeam. Lucruri care ne-a făcut să ne încredem mai mult și să căutăm mai mult. Și rămânând că dintre toate rudele care le-am avut aici, ei ne-au rămas aproape în momentele acelea grele, când s-a născut Claudia, când eram la spital și aveam nevoie de cineva care să ne plângem, care să ne susțină. Și a fost, cum să zic, ca o mână întinsă de la Dumnezeu și ne-a ajutat să trecem prin momentele acelea grele. Și apoi am înțeles că dragostea lui Dumnezeu înseamnă să te ajuți unul pe altul. Mă gândeam, cum poate un om să iubească pe cineva care nu cunoaște? Dacă nu cunoști pe cineva, n-ai cum să-l iubești. Și automat, dacă nu citești și nu vezi ceea ce el a făcut pentru tine, ceea ce ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu pentru noi, automat n-ai cum să-l iubești, n-ai cum să poți să spui că iubesc pe cineva. Și văzând lucrurile astea, mi-a mai trezit acolo încă ceva în plus. N-am știut foarte mult, am știut puțin la început, dar am știut că e singura cale prin care noi putem merge cu Dumnezeu. E ceea ce El ne cere, pentru că Ioan a propovăduit botezul pocăinței. Și pocăința ce înseamnă? Să te lași de faptele rele și să faci faptele bune al Dumnezeu, adică să-L urmezi pe El, să urmezi ceea ce El te învață, ceea ce El face. După ce am înțeles cu Claudia ceea ce se întâmplase și am început să citim în Biblie, am început să căutăm mai mult. Și atunci am înțeles că da, în Biblie scrie botezul pocăinței, botezul când omul e conștient și își vede păcatul din viața lui și atunci își recunoaște neputința și păcatul din viața lui înaintea lui Dumnezeu, că își dă seama, conștientizează că nu prin faptele lui va putea vreodată să fie numit de Dumnezeu curat. Și asta de aceea trebuie să moară și Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că noi n-am fost în stare. El a venit ca Dumnezeu, s-a întrupat în trup de om, a trăit o viață perfectă, fără păcat, fără a se strica cu lumea aceasta.
oricât ai zice că faci fapte bune să le acoperi pe celelalte rele, noi facem, fără să ne dăm seama, facem atât de multe fapte rele, în așa fel încât niciodată nu o să poți să le acoperi cu cele bune. Dumnezeu, nu contează că ai o faptă bună sau aia. Domnul Iisus, dacă aveai un păcat, doar unul, pentru ăla murea. Altfel nu puteai să fii răscumpărat. Și drept dovadă că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile și Dumnezeu are bunătate și are milă. Cum când ne-a dat doctorii de trei lui Claudia, după operație, a zis 3-4 luni, o vedeți imediat, ar face 3 ani de zile și este încă cu noi. Și eu cred că Dumnezeu poate face mult mai mult de atâta, dar totul trebuie lăsat în mâna Lui și în voia Lui, că El știe mai bine de ce se întâmplă lucrurile astea și cum a hotărât El să lucreze în viața noastră. Eu nu vă zic acum că o religie e mai bună ca cealaltă, că o astea așa, ci fiecare căutați în dreptul vostru, căutați să îl cunoașteți pe Dumnezeu mai mult, să înțelegeți ceea ce El vrea de la noi. El tot spune rugăciunea Tatăl nostru, dar oare este chiar Tatăl nostru? Oare ne raportăm noi, ascultăm El ca Tatăl nostru? Sau o spunem doar așa de dragul de a spune, că credem că are vreo semnificație mistică sau ceva? Nu, El dorește chiar să fie Tatăl nostru. Și de aceea ne-a dat înfierea pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca toți să fim copiii Lui, cei care acceptă jertfa și care urmează, că un copil ascultă de părintele lui. Iar dacă noi ascultăm de Tatăl nostru, atunci este Tatăl nostru. Și o relație, nu o relație în sine de cum o ai cu un prieten sau cu soția sau așa, ci o relație care tu să comunici cu Dumnezeu prin rugăciune și să înțelegi că rugăciunea aia, să crezi că ea va fi ascultată. Dar asta nu înseamnă că toate rugăciunile vor fi ascultate, pentru că unele lucruri noi le cerem, iar El ca Tatăl le hotărăște că nu trebuie să le primim acum sau nu trebuie să le primim deloc, pentru că nici eu nu pot să cer copilului meu, adică să-mi ceară Melisa un cuțit și să-l dau să se joace. Sunt lucruri care Dumnezeu le socotește, iar noi trebuie să le acceptăm și să ne mulțumim cu ele. Dacă cineva se simte ofensat sau este mulțumit de religia lui sau nu-și dorește altceva, foarte bine, eu vorbesc pentru cei care își doresc mai mult, care au înțeles ceea ce am spus, care au avut urechi să audă. Căutați. Eu am căutat. Deci după ce m-am pocăit, nu eram mulțumit. Aveam mereu un lucru care mă ținea. Și vreau să văd dacă la musulmani este oare religia adevărată. Și m-am apucat să citesc Coranul. Și am citit până într-un punct când am înțeles că este de fapt o versiune mai slabă a Vechiului Testament din Biblie. Și dacă vă încurajez că care aveți nedumeriri, luați și căutați. Dumnezeu asta vrea să descoperim, să vedem ce este greșit, ce nu este greșit. Dar în primul rând citiți Biblia ca să aveți o fundație, să știți cine este Dumnezeu, să știți ce vrea de la voi, iar apoi puteți căuta peste tot. Am citit, de exemplu, o carte despre hinduși și am văzut și hinduși în ce cred și cât de superstițios sunt și câte zeități au. Și sunt foarte, foarte multe religii, dar nu toate au ceva bun. Sau m-am interesat și de martorii lui Jehova, pentru că ei au început să ei nu consideră pe Domnul Iisus Dumnezeu, iar fără Domnul Iisus, fără jertfa Lui, fără El ca Dumnezeu, nu putem avea iertare. Sunt versete care au fost scoase din Biblie la ei, la fel și și poruncile de la catolici, lipsește o poruncă. Dacă vă uitați și luați poruncile de la ortodox sau din altă Biblie, Cornilescu sau eu știu, și le comparați poruncile cu poruncile de la catolici care le au ei scrise în biserică sau așa, să vedeți că lipsește o poruncă. Și nu sunt aceleași. Deci sunt și lucruri care puteți să le vedeți cu ochii voștri și să le socotiți ce este corect și ce nu este corect. Un gând de final, dacă credeți că aveți nevoie de preoți sau de cineva care să vă tălmăcească Biblia, că voi nu sunteți în stare să o înțelegeți, aduceți-vă aminte că apostolii Domnului Iisus i-a ales au fost pescari, au fost vameși, au fost tot felul de meserii
de jos. Preoții care au știut scripturile, care ziceau că știu scripturile, care aveau cunoștință, tocmai ei nu l-au recunoscut de Dumnezeu, tocmai ei nu l-au văzut că era Dumnezeu în mijlocul lor și ei l-au răstignit. Deci gândiți-vă bine în cine vă puneți încrederea. Luați Biblia, citiți și atunci când vedeți că ceva nu corespunde cu ceea ce ați citit, puneți-vă mereu semne de întrebare, ca să nu fiți păcăliți, să nu fiți înșelați. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, sper că n-am fost prea lung și nu v-am plictisit și Dumnezeu să vă binecuvinteze.